Zilele Coașului au fost la a 6-a ediție și, ca la orice sărbătoare, muzica și dansul au fost cele care au creat adevărata atmosferă a unei sărbători. Manifestările s-au întins pe durata a 2 zile. Sâmbătă după amiază au avut loc mai multe competiții de fotbal, tenis, de câmp și oină, sportivii de ocazie și nu numai, luptându-se pentru Cupa Măgura. Seara a debutat cu un spectacol folcloric prezentat de ansamblul Dorulețul din Coaș. De asemenea, tinere din comună, dar și din alte părți ale țării, au încercat să devină câștigătoarele concursului de frumusețe Ios mai mândră în sat. Picioare are un animal biped? Două. Corect. Cu ce se aseamănă creierul uman? Și hai că te ajut și spun că face parte din categoria fructelor. O nucă. Unul este nucă. Corect. Primăria nu a uitat nici de tinerii care au ajuns la vârsta majoratului și nici de cele mai longevive cupluri în comună, cărora le-au fost acordate diplome și diverse cadouri. Corul Românașul și Corul Bisericesc Ortodox din Checiș au susținut un program artistic. De asemenea, ansamblurile folclorice Dorulețul, Cetatea Chioarului, Tradiții Maramureșene, Plaiuri Someșene, Tradiții Arădene, Flori de Mai au urcat pe scena amenajată pentru sărbătorile Coașului. Avem cântăreți de valoare bună, am mizat și am adus tinerii vocali, artiști vocali tineri, întrucât le dăm și lor o șansă și întrucât și bugetul local a fost mai mic așa anul trecut, ne-am gândit că ar fi bine să-i promovăm pe localnicii noștri de aici și chiar din județ, dar nu ne-am oprit acolo, am adus încă niște artiști din Sibiu. A 6-a ediție a sărbătorilor Coașului s-a încheiat cu un foc de artificii.